Orașul elvețian Lucerna va găzdui în perioada 31 mai 2 iunie o nouă ediție a campionatelor europene pentru seniori, prima mare competiție din acest an. După un cantonament de aproape 4 luni în Italia, sportivii români au revenit în țară la baza nouă de la Znagov, acolo unde pun la punct ultimele detalii în vederea participării la întrecerea de pe lacul Roții din Elveția. Din delegația României pentru această ediție a europenelor vor face parte și 13 canători de la clubul Steaua București. Fără doar și poate numărul 1 al delegației noastre este stelista Gianina Beleagă, dublă campioană mondială în proba de două vâsle categorie ușoară, alături de colega sa, Ionela Cozmiuc. Să demonstrăm că suntem cele mai bune. Noi ne-am antrenat foarte bine până acum și mergem acolo hotărâte să, să arătăm ce am, ce am învățat în perioada asta și poate, cum am mai zis și înainte, să spargem ghinionul de la campionat european și normal să, să luăm o medalie. Mergem încrezătoare, sperăm să fie cât mai bine, să aducem un rezultat cât mai bun. La europene sper să luăm o medalie, sper că cea mai bună și ca acest sezon calificarea la jocuri. Bineînțeles, la campionatul european sperăm să câștigăm, pentru asta am muncit atâta timp și ne gândim la calificarea de la Tokyo. La masculin, barca de 8 plus 1 cu trei steliști în componență, Constantin Adam, Adrian Damii și Cristian Pârghie, va încerca să urce pe podium la Luțerna. Ca obiectiv personal pentru acest campionat, campionatul european urmăresc să obțin un rezultat cât mai bun și să dovedesc că, că rezultatele de anul trecut de la campionatul european și campionatul mondial nu au fost întâmplătoare. În general, calificarea pentru jocurile olimpice, iar acum la europene ne dorim să să venim uh, învingători. Anul ăsta uh, am vrut să punctez mai mult calificare pentru olimpiadă și pe parcurs, vedem ce se întâmple. La campionatul european să, să le câștig. Anul trecut am venit pe doi la câteva șutimi și anul ăsta chiar să vrem să le câștigăm. Steaua va fi reprezentată la Europenele de Canotaj de la Lucerna de următorii sportivi. Janina Beleagă la două vâzle, categorie ușoară. Iuliana Popa și Magdalena Rusu în echipa de 8 plus 1. Ioana Vrânceanu la patru rame, Simona Radiș la 2 vâzle, Tabita Maftei 4 vâzle, Ciprian Tudosă două rame, Ioan Prundeanu 2 vâzle, Ciprian Huc și Mugurel Semciuc la patru rame, Constantin Adam, Adrian Dami și Cristian Pârghie în echipajul de 8 plus 1. Canotorii vor să repete performanțele de anul trecut din întrecerea continentală, dar se gândesc deja și la joc Jocurile Olimpice de la Tokyo.